Cearta dintre cei doi a avut loc în urmă cu câteva zile, când primarul comunei Prahovene, Provița de Jos, nu a dorit să discute cu preotul localității, pe motiv că nu este zi de audiențe și pentru că, spune acesta, preotul era pus pe scandal. Am avut senzația că dânsul este ori sub influența alcoolului, ori este drogat, pentru că comportamentul dânsului, asta așa mi s-a părut, ca să tragi de ușa primăriei, să vii în straie bisericești și să tragi de uși sau să bagi mâna, așa, pentru că am încercat să mă ascund de dânsul și să evit discuțiile cu dânsul. Că ăsta a fost sentimentul, că vrea să mă ia de guler. Dar ce vă reproșa? Ce nu știu, dar eu n-am nimic de împărțit cu dânsul. Totul a fost surprins și de camerele de supraveghere din sediul primăriei. Așa? Și bagă mâna într-o portiță, când n-am văzut, am vrut să-mi pui poarta ca să scape dânsul. Și să după aceea să priviți dacă e accidentat, să-i făceam ceva, dar nu i-am tras o mână ca să o ducă în portiță. Și i-am spus în momentul ăla, părinte, nu, vă rog frumos, astăzi nu putem discuta și de sus a ținut după mine, așa și... Deci este foarte clar că a vrut să mă provoace. Când am văzut că nu înțelege, eu am intrat aici și uitați, am ținut de ușă. Și i-am spus, domnule, vă rog, lăsați-mă, nu înțelegeți. Iar am închis ușa, în momentul în care dânsul, vedeți cum trage de ușa, a băgat piciorul. Și atunci am zis, doamne, dacă mai trag de ușă sau nu știu ce, rupem ușa sau îi zrelesc piciorul. Și am plecat. Și ați văzut cum alergă după mine. Da, am fost bruscat, am fost înjurat. Nu știu dacă se vede pe filmări, pentru că s-a arătat doar că atunci când doream să deschid ușa de la postul de poliție locală, iar dânsul spunându-mi în continuare să ies afară sau că mă dăm brânci afară din primărie, tocmai eu căutam să găsesc o cale de dialog, o cale amiabilă de a împăca situația, de a stinge acest conflict. Și atunci, în momentul când dânsul s-a îndreptat către, dorea să se îndrepte către etajul superior, existând o delimitare, o portiță de fier între parter și scările care duc la etajul 1, mi-a trântit portița de fier peste mâna dreaptă. Preotul susține că în ziua respectivă a fost la primărie pentru a cere din nou ajutor financiar pentru derularea unor lucrări necesare la biserică și la cimitir. De cealaltă parte, primarul comunei spune că a acordat anul trecut o sumă considerabilă de bani bisericii, care însă nu a fost cheltuită. Anul trecut i-am acordat 20.000 de lei, dar nu a prezentat documente, nu a fost în stare să cheltuiască banii și dânsul nu știe că la sfârșitul anului se încheie anul financiar și trebuie să retragi banii. Dacă nu îi pierzi, ia direcția de finanțe. Probabil că asta este. Sau poate că este supărat, fiindcă așa, noi am scos la concurs un post de jurist și a candidat și soția dânsului și n-a luat concursul. Dânsul oricum, cu un an înainte, mi-a promis acești bani. Câți? 2.500 de lei, 25.000 de lei, bani de care parohia nu a beneficiat. Dacă ar fi beneficiat parohia, s-ar fi văzut lucrul acesta. Și vi-a cerut înapoi? Nu, pentru că nu mi-a dat. Tocmai dacă mi-i dădea, cu siguranță îi cheltuiam până la finele anului, așa cum prevede legea și cum prevede și regulamentele noastre interioare. Se pare că la cererea primarului, poliția a intervenit și a luat alcoolemia preotului în ziua scandalului. Însă a rezultat că acesta nu consumase alcool. Sătenii sunt uimiți de întreaga poveste, mai ales că până acum preotul și primarul comunității s-au înțeles.